de la 402. 402. Milogul. Ghici ce mi-a luat mama? O costumație de prințesă pentru păpușa mea Barbie. Are coroniță și baghetă magică. Ghici ce am eu? Nu-mi spune. Ai o casă pe plajă pentru Barbie? Nu, am un iubit. Light the can? Nu, un iubit adevărat. Wow, fantastic. Aha, și ascultați ce poezie mi-a scris. Nancy, am vreo șansă cu tine? Mama, ce romantic, cum l-ai cunoscut? M-am dus cu tata la un picnic al companiei și se jucau jocuri și am făcut echipă cu un băiat drăguț. Îl cheamă Jeremy. L-am bătut de aruncatul cu ouă și când l-am văzut plin de albuș m-am îndrăgostit pe loc. Și Jeremy, iubitul meu, merge la o școală privată foarte scumpă. Marți și joi vorbesc numai în franceză și se duce la școală în pantofi eleganți, mai puțin la sport. Jeremy poartă mărimea 8, deși la tenis merge și 8 și jumătate. Știu că ai avut intenții bune, dar de unde ți-a venit ideea că lui Jojo i-ar plăcea să înoate? Oh, și să vă spun ce a zis Jeremy, iubitul meu, despre moneda euro. Bună dimineața, copii! Exersăm vocabularul, luați o hârtie și un creion, vă rog. Ce bine, îmi trebuie cuvinte noi. Iubitul meu, Jeremy, folosește mereu cuvinte elevate pentru că merge la o școală privată. Ieri a spus descompunere. Îmi dai niște hârtie? Jeremy, iubitul meu are mai multe din toate. Are și lapte praf la el în caz de cutremur. Și dacă e o tornadă... Hei, Mary Ellen, îmi dai o foaie? Nu, ți-am spus, nu-ți mai împrumut. Nu-mi dai niciodată foaia înapoi. Și dacă o dai, e murdară de ciocolată. Hei, Joey, îmi împrumut o foaie? Mersi, îmi împrumut un pix? Dacă mă gândesc bine, ți-am împrumutat unul ieri. Unde este? Da, am observat că era zgâriat și l-am trimis înapoi la fabrică să-ți dea banii pe el. Dar nu-ți face griji, îmi dai mai târziu banii de timbru. Ai un pix în plus? Nu e bun, dar vreau înapoi. Sigur. Ai un șervețel? Mamă, ce milog, m-a săturat să-i tot dau lucruri. Bine, dar să știi că-mi vine să strănut. Bine, ia ține. Achiu! Nu-l mai vreau înapoi. Cred că iau o pizza. Îmi amintește de iubitul meu, Jeremy. Ți-ai amintit? Cum era să uit? Știm și ce marcă de indispensabil poartă. Avem o relație deschisă. Vorbim despre orice. Sunt norocoasă. Mi-am găsit perechea. Mai că e prea frumos să fie adevărat. Da, la asta mă gândeam și eu. Hei, Charlie, ai un pai? Unul singur și-l folosesc. Nu-i nimic, nu mă supăr. Las o baltă, s-a închis. Hei, nu e cazul să te enervezi. Nu cred că vena aia care ți s-a umflat pe cât e un semn bun. Să nu mi-l mai cer. Păstrează-l! E ultimul lucru pe care îl mai împrumut de la mine. Apropo, a credita e tot una cu a împrumuta? Aș vrea să mă creditez cu tema la geografie, ha? Jeremy, iubitul meu, nu bea niciodată sifon, spune că strică dinții. Iubitul tău perfect pare să aibă opinii în toate domeniile. Sigur. Știi, dacă te aranja și tu puțin, ai avea poate un prieten. Copii, vă rog să luați hârtie, un creion și o linie. Hei, îmi dai o... Freddy, îmi dai o foaie și un creion? Desigur. Știi ce? Îți iau două creioane ca să nu-ți mai cer și mai târziu, bine? Nu, bine, mersi. Cu plăcere. Îmi dai și o linie? Regret, am doar una. Nici o problemă, nu mă supără dacă o împărțim. Mulțumesc. Deci, toată lumea vine la mine, da? Regret, nu pot. Mă întâlnesc cu iubitul meu, Jeremy, la locul nostru. Tilly a găsit cheia de la jurnalul surorii ei. N-am nevoie să citesc jurnalele altora. Viața mea e un jurnal.
Și când o să-l cunoaștem și noi pe iubitul tău? Habar n-am. O să-l întreb. Trebuie să plec. Nu vreau să întârzi. E săgetător. Știți cât sunt de punctuali. Exact ce credeam. Ce? Ai auzit cum s-a eschivat? Nu te-ai prins? De ce anume? Nu există niciun Jeremy. L-a inventat. Măi, Milocule, dă-mi înapoi pixul, acum. Ce-a făcut? Hei, Freddy, îmi dai un pix? Sigur. Ăla e mai bun decât cel pe care ți l-am dat. Bine, acum ești mulțumit? Cea mai grozavă fată din lume e Nancy. Chiar dacă mergi în Germania, Spania sau Franții. A, asta e chiar mai bună ca cealaltă. Fetelor să moară. Au aflat despre tine. N-am vrut să le spun, dar m-au tot întrebat. Ce? Eu i-am spus că-i tot despre tine? El a avut ideea cu Franții. Și prietenii tăi sunt disteți. Totul e super la tine. Te îmbraci super și uniforma e super. Deși când ieșim împreună ar trebui să ne asortăm. Sau ia-ți un tricou pe care să scrie sunt cu iubita mea și să fie și o săgeată spre mine. Da, se poate. Și părul îți stă bine. Dar și ce-ar fi și mai tare? Să te razi pe o parte. Știu și eu. Știu eu. Și toată lumea o să-ți admire cercelul când ți-l pui. Știu și eu. Nu cred că la școală ne-a lăsat să portăm cerjile uniformă. Cum să nu? Poți să-ți iei un topaz, e piatra mea. Da, poate. Trebuie să plec, am antrenament. Sigur, ne vedem mâine, aceeași oră la copac. Vrei să-ți mai scriu o poezie? Te cred. Le spun fetelor să vină miercuri. Ai destul timp să te duci și să-ți spui cercel. N-ați mai văzut ghinda dragostei? Nu, și sunt sigură că o să spui că ți-a dat-o Jeremy. Sigur. Vreți să auziți ce poezie mi-a scris? Ia să ghicesc. Rimează cu Nancy. Nu te saturi să-ți tot scrii singurică poezii? Ce tot spui? Eu nu scriu poezii. Și asta e bine, nimic nu rimează cu Jeremy. Hai de recunoaște. Jeremy nu există. De asta n-ai vrut să venim ieri cu tine. Ba nu! Zău? Pune-mi pariu că dacă vrem să venim azi o să spui nu. Da, păi așa-i. Pentru că Jeremy se așteaptă să vă cunoască mâine. Bună dimineața. Bună dimineața. Uitați tema la matematică, Miss Grace. Vreți să le strâng pe toate și să-i notez pe cei care nu au? Freddy, îmi împrumuți tema la mate? Știu și eu. N-ar trebui să te las să copiezi? De parcă aș copia. Vreau doar să verific dacă sunt corecte răspunsurile. Și pe cine să rog dacă nu pe prietenul meu? Prietenul tău? Nu știam că suntem prieteni. Super! Mă iubește? Nu mă iubește? Mă iubește? Mă iubește? Nu mă iubește foarte mult? Mă iubește? Nu mă iubește foarte mult? Mă iubește? Nu mă iubește? Mă iubește? Nu mă iubește? Ultima poezie, te rog. Știi, când te vezi cu cineva de atâta timp, nu mai scrii poezii în fiecare zi. Hei, începe un joc de basket? E stabilit? Îl cunoaștem după ore? Păi s-ar putea să amânăm. Jeremy are un test important, iar eu și părinții lui vrem să meargă la Harvard. Așa că are mult de învățat. Iubitele trebuie să-și susțină iubiții. Haide, Nancy, de ce nu recunoști? Jeremy nu există. Ba, există! Și ca să te mulțumească pe tine, o să pice testul și o să vin aici după ore. Adu-ți camera de filmat. Hârtie, creioane, pixuri, bomboane. Bravo! Mulțumesc, amice! Cu plăcere, amice! Mă gândeam, crezi că ai putea să-ți mai aduci și tu lucruri la școală? De ce?
treaba merge super. Deci ai făcut tema la gramatică? Știi ce? Te înțeleg. Ai muncit mult la ea. Și eu la fel. Înainte să fete pe ea pisica mea, domnul Mustăcilor, n-aș putea să mă uit la ta. Știu și eu. Nu e nimic. Credeam că fiind prietenul meu cel mai bun. Prietenul tău cel mai bun? Așa te consideram. Cred că m-am înșelat. Ei, prietene, stai! Uite tema la gramatică! S-a întâmplat ceva, Nancy? Da. Dar nu cred că mă puteți ajuta în vreun fel. Hai să vedem. Mulțumesc oricum, dar nu e o problemă de matematică. Oh, ai probleme cu iubitul tău. De unde știți că am un prieten? Nu sunt sigură, cred că mi-a spus domnul Shorley, administratorul. Oricum pare să fie foarte drăguț. E cel mai grozav băiat din lume. Dar nu sunt prea sigură că mai e iubitul meu. Și toată lumea se așteaptă să-l cunoască după ore. Și tu nu vrei? Ba vreau! O să cadă pe spate, e drăguț. Și dacă se tune cum vreau eu, o să fie și mai drăguț. Și dacă își pune și cercelul... Știi ceva, poate că ți-e mai bine fără el. Se pare că nu e genul tău. Dar o să fie după ce termin cu el. Nancy, oricât de întemeiate ar fi sugestiile tale, unii s-ar putea să se supere că vrei să-i schimbi. Știți, la asta nu m-am gândit. Mulțumesc, Miss Grace. Pentru puțin, drăguță. Nu se pricepe deloc la iubiți. Nu i-ar strica un permanent. Vă doresc o zi bună și nu uitați să aduceți mâine răspunsurile referitoare la evenimentele curente. Ne vedem în parc, abia aștept să-l văd pe Jeremy. Și el vrea să vă cunoască. Hei, prietene, Miss Graves a zis ceva de o temă? Da, dar... Hei, nu să-ți vină să crezi. Dar, ții minte, Bisoi, nu ți-am povestit de cel mic. Îi zicem numărul 6. Dar cred că o să-i spun Freddy. Nu se simte prea bine. Probabil că o să stau toată noaptea cu o pipetă încercând să-l hrănesc. Știi? Nu știu ce o să fac. Să-l salvez pe Freddy sau să-mi fac tema. Tu ce zici? Freddy e bolnav rău. Stă să moară. Băi, n-aș vrea să cred că e vina mea. Mulțumesc! Ne vedem mâine! Copiez tema înainte de oră. Pe de altă parte, Miss Graves spune să nu lăsăm pe nimeni să copieze. Pe nimeni. E în regulă, prietene, e decizia ta. Dar sunt un pic surprins. După tot ce am făcut pentru tine... Ce ai făcut? De unde să încep? Ai uitat când am fost în Monsterland? Nu mi-ai făcut nicio favoare. Nu? Dar când râdea toată lumea de tine, fiindcă ți-era frică să uci în caruselul morții, eu te-am convins să încerci. Da, și tot tu ai vomitat peste mine. Da, te-am ajutat, nu? Te chinuie așa de tare să-ți cureți cămașa că ai și uitat că ți-era frică. Dar... Pisoiașul Freddy, caruselul morții, să-ți mai spun? Am timp destul. Nu e nevoie. Deci, ne-am înțeles? Cred că da. Super, ne vedem mâine. Să scrii citeți. Freddy, m-am gândit. Ești un elev foarte bun, o să-ți dau o temă specială. Ceva mai greu, doar pentru tine. Serios? Doar pentru mine? Aha. Citește capitolul 3 și răspunde la întrebări. Vei primi puncte suplimentare. Super! Și nu e nevoie să mai faci tema de mâine. Ocupă-te doar de asta. Bine, mulțumesc, Miss Graves. Vrei să vii pe la mine? Se transmite documentarul despre Space Beast. Nu, trebuie să merg în parc să fiu umilită în fața fetelor. Mă bucur că nu mi se întâmplă numai mie. A fost groaznic, un accident oribil. Norocul vostru că l-ați ratat. Din fericire, Jeremy tocmai a primit un certificat de acordare a primului ajutor și a ajutat-o pe victimă până a venit ambulanța. Au spus că i-a salvat viața băiatului. Și tu spuneai că Jeremy nu există. Păi, desigur, Jeremy a insistat să plece cu salvarea în caz că mai era nevoie de el. Așa că va trebui să-l cunoașteți cu altă ocazie.
E mai important să salveze vieți decât să ne cunoască pe noi. Sigur, ai, iubitul tău e un erou. Recunosc, știu să-i aleg. Pa, pa! Hei, mai ai treabă cu tenisul meu? Oh, nu, mi-ai spart mingea. Ha? Copiii ăștia au atâta imaginație. Nu pot să cred, ai inventat toată povestea. N-a fost niciun accident, la fel cum nu e niciun Jeremy. N-ai avut niciodată un iubit. Dacă vrei să știi, chiar am avut un iubit. Dar mi-a dat papucii, asta e. Nu putea să mă sufere. Da, sunteți invidioase. Nu cred că o să mai primească multe poezioare. Doar dacă n-o să-i scrie: Nancy, Nancy, sper să te muți în Frenzy. Nu mă înțelege greșit, dar amintește-mi să nu te mai rog niciodată să-mi iei apărarea. E numai vina mea. Miss Graves a avut dreptate. Dacă mă purteam mai frumos cu Jeremy, nu mă părăsea. N-ar fi trebuit să-l schimb. Dacă aș putea da timpul înapoi, totul ar fi altfel. N-aș încerca să-i mai schimb nici părul, nici hainele. L-aș trata ca pe un prinț. Nancy, hei, Nancy. Ciudat, parcă-l aud cum mă strigă. Hei, hei, Nancy. Așteaptă-mă. Jeremy, ești chiar tu? Nu pot să cred că ești aici. Parcă ar fi un vis. Cum ai putut să-mi faci asta? M-ai făcut de râs în fața prietenilor mei. Regret, credeam că o să te super pentru că nu m-am tuns și... Nu-mi spune mie de problemele tale. Haide, vaită-te. E clar că nu-ți pasă de ce simt eu. Ba, pasă, da. Prietenii mei cred că te-am inventat, ceea ce e ridicol. Dacă te-aș fi inventat, ai fi tuns altfel și ai avea cercel. Îmi pare rău de prietenii tăi. Ce prieteni? De acum încolo va trebui să încep să ies cu fetele nesuferite. Și ele au prieteni imaginari. Și când o să ajung să iau masa cu Trudy Wiener, o să fie din vina ta. Și când o să sar coarda cu Dottie cea grasă și cu Suzy cea urâtă... Hei, la cine țipai? Oh, el e iubitul meu. Datorită ție, prietene, Freddy a supraviețuit. Asta e tema? Da, dar... Bravo! Îmi place cum îl faci pe 7. Mersi, dar nu e tema care crezi tu că e? Cred că o să iau 10. Pa, pa! Stai, trebuie să-ți explic. Hai să vedem cine lipsește. Se pare că Jesse a întârziat ca de obicei. Mulțumesc din nou, prietene! Mulțumesc din nou! Da, dar nu este... Nu vorbiți, vă rog! Bun, hai să verificăm tema. Să vedem cine a fost atent la evenimentele curente. Întrebarea numărul 1. Cine e cea mai bogată femeie din lume? Jessie? Vaca are stomacul în 3 compartimente. De ce râdeți? Polly? Cea mai bogată femeie din lume este regina Elisabeta. Ea s-a născut în 21 aprilie 1926, a fost încoronată în 53 după moartea tatălui ei, George. Mulțumesc, Polly, un răspuns excelent. Întrebarea numărul 2. Unde locuiește familia regală? Jessie? Hă? A, într-un stup. Ai auzit? Hei, nu ești așa de deștept pe cât credeam. Bine, mai ai o încercare înainte să-ți spun 0 puncte. Fii atent, te rog. Care este răspunsul numărul 3? Care e întrebarea? Știi, doar ți-ai făcut tema, nu-i așa? Sigur, dar că nu prea mi-înțeleg scrisul. Îmi tremură mâna de la 3 ani, când am căzut de pe tricicletă. Să vă povestesc? Nu, vreau să-mi spui răspunsul numărul 3. Care e numele familiei regale? Păi, nu prea știu. Ia încearcă să-l citești. O limbă lungă și lipicioasă? Tu de ce râzi? Nu eu am dat răspunsurile astea idiote. Sunt ale tale. Aoleu.
Gata, Miss Graves. Bine, pot să încep tema de lunea și de marțea trecută. Spune-mi când termin ca să ți le dau și pe celelalte. Dar nu mai am cerneală. Ia un creion și scrie. Da, dar mi-a obosit mâna. Scrie. Dar îmi sângerează degetele. Ia un șervețel și scrie. Îmi împrumutați unul?